Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită, nu vă costă nimic să vă abonați, nu vă costă nimic să vă uitați, să urmăriți videoclipurile mele, nu vă costă absolut nimic să-mi lăsați un comentariu. Deja ați văzut din titlu? Nu mai am răbdare, însă pe repede înainte um, chiar vorbeam cu Alexandra azi de dimineață, chiar dacă afară, cât de cât a început să se încălzească vremea, parfumul zilei mele de astăzi este Adict Noir de la Fragrance World. Da. Acel parfum inspirat din uh, Dior Edict. Și l-am ales pe el pentru că indiferent dacă este cald sau mai rece, cu toate că pentru multe dintre dumneavoastră, doamnelor, pentru că este acel ADN olfactiv, cel puțin în opinia mea, ce înclină extrem de mult către latura feminină, ar putea părea cam mult pentru vreme caldă, însă, exact cum v-am spus în videoclipul în care v-am împărtășit impresiile mele în legătură cu acest parfum, pe mine, aroma sa în sine, atât a acestui parfum inspirat, cât și a variantei originale, da? deoarece acest um, parfum al Casei Fragrance World se apropie în accepțiunea mea și după nasul meu cam 90% de original. Și pentru mine, miroase a salep, da, acea băutură turcească. Atât el, cât și originalul. Pe mine nu mă duce nicăieri cu gândul decât la acel deliciu cald. Da, se servește cald. Acel deliciu cald turcesc. Și da, eu îl mai pulverizez chiar dacă s-a încălzit vremea. Cât de cât. Afară. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Eu acum când filmez este marți și voi veți vedea acest clip undeva pe seară. Și să nu mai stăm pe gânduri, pentru că eu în cel puțin nu mai am răbdare. Astăzi avem un unboxing. Da. Un unboxing de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Da, știți deja, roș 25 pentru 5% discount și înainte de toate trebuie să mă dau și o puțin mare am alt cutter, da? Am acel cutter viral în formă de norișor. În sfârșit l-am comandat și eu după Shein. Bun. Am aici în acest colet 5 dintre noile lansări ale casei Fragrance World. O casă, da, haideți să vă arăt cât de bine este ambalat. Vine cam așa ceva. Da. Uh, vorbim despre cinci parfumuri ale casei Fragrance World, o casă pentru care se pare că treptat, treptat dezvoltă o obsesie și haideți să le scot eu pe fiecare în parte. Deci nu vreți să știți două dintre ele cât a făcut cu au. Cred că de aceea e coletul acesta uriaș. Bun. Hai că am reușit. Și dacă tot am rămas cu tine în mână, voi începe cu tine. Ia să vedem, ies din cadru. Hai că n-am ieșit. Bun. Primul parfum despre care vom vorbi astăzi se numește Gold Fame. Și este acel parfum inspirat de Fame de la Paco raban, rabane, cum vreți voi. După cum ați observat, este același ambalaj, bine, diferă culorile, cu parfumul Pink Fame, tot de la Fragrance World. Un parfum care, apropo, a revenit pe stoc. Oricum, eu încerc să țin pasul cu cei de la Dubai Collection și pe grupul meu de Facebook Frag Family. Întotdeauna um, vă pun printuri și întotdeauna vă anunț atunci când apar noutăți pe site Aceasta este sticluța, exact cum v-am spus este fix aceeași formă precum Pink Fame Doar că de data aceasta avem um, un alb sidefat, camera nu surprinde, cu siguranță nu surprinde Însă albul de, a, de aici este perlat sidefat are ceva sclipirici. Bun. Haideți să vă spun notele pentru el înainte să-l pufăim. În vârf avem uh, mandarină, bergamotă și mango. Da, încă un parfum cu mango. În mijloc tămâie și iasomie, iar în bază lemn de santal, vanilie și paciuli. Și acum să vedem cum miroase acest parfum, da? Ca de obicei știți, eu acum Vă prezint primele impresii, însă, exact cum v-am mai spus de fiecare dată și din nou sunt nevoită să accentuez datorită unor mici discuții între ghilimele, parfumurile Middle nu, uh, miros nu miros ca atunci când voi simțiți dați nas pentru prima dată, da? Parfumurile Middle Easter după prima pulverizare se schimbă. Bun, hai să vedem! Deci eu vă voi prezenta primele impresii acum și și uh, le voi abuza cât de cât și voi reveni cu recenzii topuri și așa mai departe. Bun. Avem aici din nou din nou și fac referire către suriorul său uh, Pink fame da? Avem aici din nou un parfum cremos fiind de tot tropical, perfect pentru vară. Mangoul de aici, da, ca să încep cu mango, pentru că este ceva isterie în, în zona acestei note. Mangoul de aici nu este nici mango-ul acela cremos întâlnit în Mango Punch de la Emir Periscorner. Corner. Nu este nici același mango întâlnit în Mango Delicios de la Rogue Perfumes. Nu este nici mangoul acela de la Riffs, de la Gemini, da? Este un mango, <laughs> mă umflă și rusul, dar altfel nu am cum să vi-l zugrăvesc. Este un mango mai serios, da? Oarecum un mango care merge la biserică, deoarece mango de aici eu îl um, percep ținându-se de mănuță cu nota de tămâie. Da? Dar nu vă gândiți la o tămâie foarte grea, nu vă gândiți la ceva ce uh, vă leșină, vă dă dureri de cap și așa mai departe. Nu, nici pe departe. Da? Nota de mango, dacă vreți, este. In your face, iar tămâia este undeva în fundal, ca să mă fac mai bine înțeleasă. Și este genul acela de tămâie neaprinsă. Sau cel puțin eu asta percep, da? Nu percep uh, genul acela de uh, tămâie aprinsă, nu resimt nici cel mai mic iz de fum sau așa mai departe. Și din nou, mă repet, este undeva în fundal această tămâie. Mai degrabă, un mango rășinos, dacă are sens, da? ca să nu vă sperie treaba aceasta cu tămâia, deoarece chiar nu e nimic de speriat în acest parfum. Este genul acela, exact cum v-am spus, fructat, cremos, fiind de tot tropical, vesel. Îl văd purtat atât pe timpul zilei cât și pe timpul serii. Nu Pică foarte mult în latura tropicală, deoarece avem aici celebru duo, deja din parfumeria de designer, și anume vanilie și iasomie Da? Sau acea uh, vanilie. <laughs> nu, vanilie și iasomie. Da. Vanilie, iasomie, însă când spun fiind de tot tropical, nu mergeți către zona aceea de aromă de loțiune cu factor SPF, loțiune pentru plajă, da? Nu este cazul în acest parfum, ci mai degrabă un fel de cocktail non-alcoolic, deoarece nu avem absolut nimic buzie aici. Genul acela de cocktail non-alcoolic servit pe o măsuță dintr-un lemn, da? E ceva fin de tot lemnos aici, dar foarte fin, exact cum v-am spus, precum tămâia din fundal. Da? Dar totul este îmbrățișat și încălzit de acest duo vanilie și iasomie. Stați da așa că e ceva ce eu nu-i dau de cap. Da, pe piele clar altă poveste, în sensul că cel puțin pe pielea mea se resimte mult mai puternic decât pe blotter, da? Da, acel mango fin de tot rășinos, vanilie, iasomie și da, nu mă înșală nasul momentan, este un subton lactonic aici. Este ceva. Acum nu vă gândiți, nu introduceți în această pictură da, pe care v-am zugărit-o ca să vă descriu parfumul, nu introduceți sub nicio formă acel celebru pahar cu lapte. Nu. Dar este ca și cum acel cocktail despre care v-am vorbit are și un pic de frișcă, da? ceva fiind de tot cu iz lactonic, ca să mă fac mai bine înțeleasă. Dar clar, este acel parfum fără limită de vârstă, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri. Nu pot spune că este o aromă mult prea matură pentru o domnișoară de 20-25 de ani. De altfel, cum nu pot spune că este o aromă mult prea juvenilă pentru o doamnă de 40-50 de ani. Categoric nu. Mi se pare versatil, mi se pare vesel. Eu o să încerc ca de obicei să-mi așez bloterul și sticluța ca la, ca la finalul videoclipului să revenim uh, asupra aromelor. Um, este vesel, este estival, dar nu știu de ce nu mă duce și nu mă lasă în zona estivală. da. Este genul acela de parfum ce l-aș vedea purtat oriunde și oricând. Da? Poate fi chiar acel parfum semnătură. Cât despre nota de mango, inclusiv pe piele, dacă doriți acel mango cremos, categoric nu. Da? Este un mango all um, season, mango de aici. Da? Da, în continuare se resimte izul acela de mango rășinos. Mai mult de atât, nu am cum să disec la o primă impresie această, această notă de mango. Nu este dulce, copleșitor. Nu este da, nu este nimic care să te ducă în zona de vară, mare, soare, relaxare și să rămâi acolo. Nu, categoric. Dacă sunteți în zona floral fructat fin, lemnos, da? Dacă sunteți în zona aceasta de parfum cu siguranță Gold Fame poate fi acel parfum semnătură pentru dumneavoastră. Bun. Îl lăsăm aici, trecem la următorul și sunt foarte curioasă de acest parfum, foarte curioasă. Vorbim, bineînțeles, tot de Fragrance World, colecția Artisan Perfumery da? și vorbim aici despre Hibiscus Magic sau acel parfum inspirat de Hibiscus Mahajad. Din această colecție, știți că mai am brown sugar, un parfum, toamne, Dumnezeule, divin, deci divin, pentru mine și pentru gusturile mele, da? Hai să-l vedem acum și pe Hibiscus Magic. El vine așa, nu știu, aceste sticluțe și mai ales căpăcelul, da? M-au fascinat de la bun început. Da? De la bun început. Nu știu, îmi plac maxim, le ador. Îmi cer scuze un pic, gata. Bun. E chestia aceea ca și cum este din spumă, da? Nu știu, e foarte fain. Mi se pare foarte, foarte fain capacul acesta. Haideți să vedem notele acestui parfum. În vârf avem mentă, casis, în mijloc, trandafir, scorțișoară și nufăr, iar în bază, ambră, vanilie, piele, ambret, benzoin și lemn de cedru. Bun, și pe acesta vreau să-l testez de data aceasta direct, direct pe piele. Deci aici avem Gold Fame, nu mai știam cum se numește, și aici vom pulveriza hibiscus magic. Deci au cei de la Fragrance World niște atomizoare. Bun. Vai de mine. Nu știu, m-am așteptat la ceva și e ceva ce îmi place mult mai mult decât ceea ce m-aș fi gândit eu că ar fi acest parfum, da? Pentru că eu am pierdut și varianta Rogue de ulei, dacă nu mă înșel, Udarabi London. Am pierdut-o de pe site și chiar eram curioasă de acest ADN. Bun. Din start, acest parfum are ceva ce mă duce cu gândul către alte două parfumuri. Din start, de la primul nas, e ca și cum faci layering cu două parfumuri și mai adaugi ceva piele. Însă când spun ceva piele, nu vă gândiți că este izul acela um, proeminent întâlnit, de exemplu, în magazinele cu încălțăminte din piele, da? Sub nicio formă categoric nu. Este o piele însă este una, cum să spun eu, de cea mai bună calitate și este într-o cantitate infimă, da? Se simte. Atenție, nu spun că nu se simte, nu spun că este în fundal. Dacă nu sunteți obișnuite, pentru că din nou, în opinia mea, acesta ADN înclină 80% către latura feminină, dacă nu sunteți obișnuite cu nota de piele sau dacă nu suportați nota de piele din parfumuri, s-ar putea ca acest uh, hibiscus magic să fie mult prea mult pentru dumneavoastră. Este ca și cum am o geacă de piele, gata, am procesat. Am o geacă de piele, ceva scump. Um, pe dedesubtul gecii de piele am o cămașă din ceva bumbac, da? E un subton acolo, ceva ce mă duce cu gândul către un fiind de tot curat, da? Nu știu dacă este mosc, ei observ că nu listează nota de mosc, însă eu percep pielea aceea cu o atingere de mosc și vorbim aici despre moscul acela la limita dintre balsam de rufe și mosc pufos și dulceag, da? Bun. Am acea cămașă de bumbac, pe deasupra am o geacă de piele, însă cămașa aceea din bumbac, cu o zi în urmă, am parfumat-o cu delina exclusiv, și Angel Nova. Da? Este ca și cum faci layering între uh, Delina exclusiv și Angel Nova și adaugi un mosc pufos, între mosc pufos și mosc din zona curat, da? și acea notă de piele. Și ai acea cămașă parfumată, ai acea jachetă de piele și pur și simplu ești undeva într-o ceainarie și sorbi dintr-un ceai fin condimentat în care s-a adăugat și ceva apă de trandafiri. Da? Cam asta este tot ce îmi dă mie la primul nas acest parfum. Mi se pare cam puternic pentru zilele caniculare de vară, însă nu mi se pare mult prea mult pentru serile cât de cât. Răcuroase de vară, da? Categoric nu este prea mult. Și chiar dacă eu vă spun că se resimte ceva din ADN-ul de linie exclusiv și ADN-ul lui Angel Nova, cu toate acestea, treaba asta, atingerea aceasta de mosc și de piele, pur și simplu îți lasă un alt fel de parfum, da? ceea ce vreau eu să spun este că nu este genul acela de aromă ce o întâlnești oriunde și oricând, da? Mergi să-ți achiți factura, mai miros 5 femei așa, mergi la Lidl, casiera de la casa de marcat miroase așa și așa mai departe, da? Este genul de aromă ușor exclusivistă, da? Dar foarte fain, foarte fain foarte, foarte fain. De acesta eram extrem, extrem de curioasă pentru că exact cum v-am spus și cum știți deja, am uh, brown sugar din această gamă și mi se pare superb, superb. Dar din nou și acela nu este un parfum ce-l poți purta ziua în mare pe caniculă. Dar foarte fain, foarte fain. Bun, lăsăm și pe el aici. Mergem un pic mai departe, și acum avem uh, cei trei grei. Da? Beau puțină apă, îmi cer scuze. Și voi începe cu alt parfum de care sunt curioasă. De fapt, oricum, o să mă tot repet cu faza alt parfum de care sunt curioasă, pentru că eram curioasă de toate. Și avem aici tot Fragrance World, bineînțeles, Ghost Spectre. Sau acel parfum inspirat din anii nișane. Și să vedem. Știți deja că eu am nașit al casei la tafa. Am testat și mereu mă împiedic de Ani când intru un obsentum să mai testez câte ceva. Iar uh, nașit mi se pare extrem, extrem de apropiat, doar că nu are acel zvâc, da? Trebuie să pulverizezi foarte, foarte mult ca să ai cât de cât performanțe cu el. Haideți să vedem ce ne promite că face. Hai să vedem și cum îl deschid. Da, hai cum mă descurc. Poate îl scap. Ce ar mai fi? Așa vine acest parfum. Bună! Vă văd! Bun! Ia să vedem! Vai de viața mea! Păi asta e arma albă! În afară de chestia asta de aici, da? Nu spunem, nu discutăm, nu instigăm la nimic. Oricum, pentru mine și pentru gusturile mele, da, îmi place. Acest glonț. Dar foarte faină, incredibil, incredibil de fain și foarte, foarte grea. Superbă, superbă, superbă. Categoric ea este mult mai frumoasă decât reușește să redea mândrețea mea de cameră, dar nu mai contează treaba asta. Haideți să mergem către note și avem așa. În vârf, ghimbir, bergamotă, piper roz și note verzi. În mijloc, cardamom, coacăze negre, trandafir turcesc. Trandafir turcesc, iar în bază vanilie, benzoin, lemn de santal, cedru, gri, paciuli și mosc. Și pe acesta aș vrea totuși tot pe piele să-l dau. O să miros astăzi o ciorbă, dar nu mai contează. Ia să vedem. Se vede? Se vede. Vai ce atomizor! Ce atomizor! Banc! Doamne! Uf, hai că am reușit să-mi intre și în gură. Uf, nu numai că îl miros, dar îl și gust acum. Vai, tată! Bun. Se deschide verde, spicy. Iar pentru persoanele ce nu sunt în această zonă olfactivă, nu vă plac parfumurile uh, cu deschidere sau ce conțin latura aceasta verde spicy, s-ar putea să vă lase senzația, cel puțin eu una personal, da? Când am testat prima dată, până să mă obișnuiesc cu genul acesta de ADN, aveam impresia că pur și simplu este izul acela uh, medicinal. Da, izul acela oarecum de plafar ca să mă fac mai bine înțeleasă. Bun. Deci clar, nașit de la Latafa și-a găsit nașul. Da, deci clar și-a găsit nașul. Um, nu, haideți că nu fac în acest videoclip o paralelă, cu toate că fără să vreau obișnuită fiind cu acel parfum al casei Latafa, îmi vină tot felul de comparații în minte. Însă, Rezumându-mă strict la acest parfum, încă de la deschidere, da? Încă de la deschidere ești la anii, da? Categoric este genul acela de profil olfactiv 95% la o primă impresie și la o primă pulverizare asemănător cu anii nișane, da? Cel puțin din start, deschiderea este incredibilă. Ești acolo, da. Ești, nu. Exagerat de bine lucrat. Deci, exagerat de bine lucrat. Da, poți resimți ghimbirul, poți resimți uh, piperul, cardamomul din nou. Dacă nu sunteți iubitori de um, această notă, ai acestei note. Dacă nu vă plac parfumurile cu și despre cardamom, s-ar putea să vă năucească, cu toate că nu este genul acela de cardamom rol principal, cum este, de exemplu, în Your Drug de la Emir. Da? Acolo, cel puțin, eu una, personal, nasul meu, resimte cardamomul în rolul principal. Însă, este același is, da? Este tot um, aroma aceea de cardamom verde, oarecum proaspăt pisat. Da? Bun. Și începe să-și facă apariția vanilia. Categoric, acest parfum este total, total unisex. Uh, pentru unele, doamne, <coughs> scuze pentru unele doamne ce nu sunt în zona aceasta a parfumeriei, nu l-aș numi neapărat întunecat, dar, cum să spun, arome mai ciudățele, da? S-ar putea ca acest Ghost Spectre să fie mult prea mult. Însă, dacă iubiți Ani de la Nishane, Safe Blind Buy, da? Safe Blind Buy. Cel mai proeminent, da, în deschidere, am putut resimți un trio, ca să mă exprim așa, între uh, piper roz, ghimbir, piper roz și bergamotă, da? Cam astea trei le puteți, de fapt eu le-am putut culege așa la primul nas. Pe măsură ce se așează, pe măsură ce se dezvoltă, își face apariția un lemn de santal cremos și o vanilie incredibil de sexy. Vanilia din, acel, din acest profil, da, olfactiv. Vanilia din Anii Nișane, pentru mine și pentru gusturile mele, este cea mai sexy unisex vanilie. Da? Este pur și simplu ca și cum deschizi ușa cuptorului. Scoți, uh, scoți din cuptorul acela încălzit, da? pentru că e ceva aici ce te duce cu gândul la căldură, da? parfumul acesta emană căldură, ca să mă exprim așa. Ai deschis cuptorul încins, ai scos de acolo o tavă imensă de biscuiți cu ghimbir și vanilie, da? dar uh, nu vă gândiți că este genul acela de parfum gurmand, nu este parfumul acela mâncabil. Nu, categoric nu. Doamne, deci aș putea să miros această aromă toată ziua și nu m-aș plictisi. Categoric, pentru zilele, din nou, caniculare, ar putea fi cam mult. Însă, seara, domnilor, doamnelor, în club, la o petrecere, la o nuntă, vorba aceea, nunți, botezuri cu metri și așa mai departe. Ghost Spectre este cu siguranță acel parfum care te scoate în evidență. Și trebuie să mă uit dacă acest parfum nu este extract. Nu, este în varianta EDP, însă este extrem de puternic. Da? Încă de la primul puf, fără să aibă timp să stea la macerat, este extrem de puternic. Aveți foarte mare grijă cu pulverizările. Nu e de joacă, da? Și vorbesc foarte serios. Dar da, ai vanilie sexy, vanilie ghimbirată, dacă există, dacă nu inventăm noi, nu e nicio problemă. Și ai și o sticlă divină. Nu știu, mie îmi place maxim sticla asta. Maxim, maxim. Nu instig la violență, nu absolut nimic, dar am și o latura mea mai întunecată, mai agitată, dar asta îmi place foarte mult. Bun, îl lăsăm și pe el aici și mai avem două bucăți. Minutul 30, hai că sunt bine. Sta să beau un pic de apă, că deja mă ia și un pic de amețeală. Am făcut greșeală, însă oricum nu aveam cum vis-a-vis. Uh, sunt domni muncitori ca de obicei și dacă deschid vreun geam sau ceva o să auziți și cu totul altceva pe fundal și n-are rost. Însă, vom vorbi acum despre, ia să vedem ce apariții fac eu, așa, stați că el are nevoie de loc. Pam, 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 el este cutiocul, da, cutiocul, <gă> Vorbim aici despre Royal Blend French Avenue, subdiviziune, dacă vreți să-i spunem așa, scuzați, a casei Fragrance World. Și de data aceasta avem aici un extract de parfum inspirat din ce crede soare. Angels Share! Eu. Gata, Eu v-am făcut aveți pe canal nu mai știu. Da, am făcut și câteva playlisturi unde aveți unboxing-uri, topuri și așa mai departe. Și v-am făcut un battle cu absolut toate clonele mele sau parfumuri inspirate mai mult sau mai, pu mai puțin din ADN-ul lui Angel's Share. Însă cum eu niciodată nu contenesc în ceea ce privește, vai de viața mea, curiozitatea. Am zis o nouă clonă, da, hai să vedem. Deci n-ai cum, tată. N-ai cum. Și aici avem un fel de catifea neagră, stați, stați cu o iau pe rând. Vai, mamă. Bun. Bun. Aici avem, nu catifea, gen pluș, negru, Aici avem ceva, ce avem aici? Așa. Royal Blend și Royal Blend Nero. Avem notele pentru cele două parfumuri din această gamă. Dar nu. Cu prezentarea asta la 175 de lei, dacă nu mă șel fără roș 25, n-ai cum. Deci n-ai cum. Nu ai cum să scoți așa ceva. Și sticla este aceasta. Acum, având sticla în mână, vorba aceea, da? Cred că este, și nu cred cu siguranță, este cea mai frumoasă sticlă din tot ceea ce înseamnă armata mea de parfumuri inspirate din Angel's Share, da? Extrem, extrem de superbă. Extrem de atent lucrată. Și foarte, foarte grea. Nu, nu se poate ce au făcut, deci nu se poate, sincer, e superbă, hai să vedem și notele, dacă v-am mai spus, mă repet, însă avem aici un extract de parfum. În vârf avem coniac, scorțișoară și prune, în mijloc iris smirnă, iar în bază chihlimbar labdanum, guaiac, paciuli, acord de ud. Și eu iar fac așa când citesc notele. Bun. Hai să-l dau pe blotter pentru că mai am unul care îl vreau pe piele. Că de ce nu? Hai să vedem. Dar nu, de data asta și pentru prețul ăsta, jur, la cum e prezentarea asta, M-aș fi așteptat, da? Dacă ar fi fost să văd parfumul și cutia și toată, toată prezentarea, și să mă întrebe cineva, Ana, cât crezi că ar costa, sincer, sincer, v-aș spune că undeva la 250-280 de lei. Nici de cum 175 de lei pe bune? Bun! Da! Atomizoare Divine! Da, o să spuneți, a, încă o clonă de Angels Share, nimic nou sub soare. De acord cu voi, nimic nou sub soare, însă fiecare clonă de Angels Share um, a mers către, a dezvoltat câte o latură a acelui ADN, da? Pe când Royal Blend, la o primă impresie, fără să aibă timp de așezare, Știți că preferatele mele erau uh, Heavenly Essence de la Rogue și la fi din Toxicate al casei Hadlaj. Însă, în momentul de față, dacă ar fi să fac un top Angel, uh, parfumuri inspirate din Angel's Share, ar fi locul întâi Royal Blend alături de Heavenly Essence, iar pe locul uh, 2 la Feed Intoxicate de la Hadlaj. Categoric este din film, este din filmul Angels Share, da? Este de acolo, însă se distinge din marea de clone și parfumuri inspirate la modul că acest Royal Blend mi se pare mult mai atent lucrat, da? Um, și mi-asum ceea ce spun, mi se pare mult mai ușor de purtat chiar și decât Heavenly Essence de la Rogue. Da? Mi se pare mult mai ușor de purtat la modul de, nu știu, Heavenly Essence de la Rogue surprinde foarte, foarte bine tot ceea ce înseamnă Angels Share. Însă, pe timpul zilei, mai ales acum când începe să se încălzească și așa mai departe, poate fi de nedus, de nepurtat. Dar Royal Blend, mie mi se pare ok. Da? Este din film, ai acea plăcintă cu mere și scorțișoară, ai și acel pahar de coniac scump și culmea, în acesta, ai și acel iz de lem de stejar, da? Din toate clonele și din toate parfumurile inspirate mai mult sau mai puțin din ADN-ul lui Killian Angels Share, izul acesta de lem de stejar eu personal nu l-am detectat decât în varianta Rogue, da? Acum Royal Blend fiind al doilea parfum în care eu resimt acel iz. Izul buzii de aici, nu, cum să spun eu, este prezent, însă nu este la aceeași intensitate precum a originalului. V-am spus, am testat originalul, din nou îmi asum și din nou îmi cer scuze. Dacă este parfumul dumneavoastră semnătură, Kilian Angels Share, dacă îl iubiți, dacă îl adorați, eu nu pot cu el, deoarece mi se pare că miroase a bodegă, da? Treaba aceea, izul buzii din original pentru mine este mult prea mult. Da? Sau cel puțin nu are chimie cu pielea mea. Nu dă bine, nu ne împăcăm. Însă, ce e aici e fain. Este chiar fain. Dacă, um, nu știu, poate că până acum n-ați avut niciun parfum inspirat din Killian Angel's Share. Cu toate că mă îndoiesc, că toată România are alegeți această variantă. Sună reclamă publicitară, însă... Da, uite și pralina. Hai că am zis că nu-l testez pe piele, însă îi fac eu loc și celuilalt. Și nu, nu mai mult decât un singur puf. Oh, uh, da, clar, pe piele altă poveste. Bun, pe piele, deschiderea mă izbește enorm. Izul buzii din deschidere este 96% la fel de intens precum cel din varianta originală. Deci deja m-a luat de cap. Dar se domolește treptat, da? Nu rămâne la intensitatea aceea. Și da, clar, ai acea plăcintă cu mere și scorțișoară, însă gurmandul sau nu, partea gurmandă din Royal Blend este oarecum mai domolită decât varianta Rogue Heavenly Essence și decât la Feed Intoxicate de la Hadlage. Da, posibil, și când l-am testat pe blotter, posibil datorită acestui fapt, um, nu știu, mă duce cu gândul că ar fi purtabil chiar și în serile de vară. Da? Partea gurmandă din ADN-ul original de Killian Angels Share este mai domolită în acest Royal Blend. Însă pralina este acolo și nu știu. Este altceva față de toate clonele de Angel Share, da? Eu de asta tot încerc să mă adun și să fac conexiunea între creier și gură ca să vă pot zugrăvi ce resimt eu în acest parfum. Însă este extrem, extrem de fin lucrat, extrem de minuțios, extrem de atent. În momentul de față, pe piele, da? Testat pe piele, um, Aș putea spune, dacă ar fi să aleg decât două, Royal Blend pe locul 1, Rogue Heaven Essence pe locul 2 și scoatem la din Intoxicate din schemă. Da? Atât e de fain. Miroase foarte, foarte scump în comparație cu restul parfumurilor inspirate din Killian Angels Share. Da? Deci, dacă mai vreți o clonă de Killian Angels Share, extractul acesta de la Fragrance World Royal Blend categoric. Îl lăsăm aici, revenim la el. Uitați că pe l-am dat pe blotter aici, da? Ca să nu încurcăm borcanele. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Nero. <laughs> da, același cutioc, cutiile sunt identice ca și mărime, și nu știu de ce. Nu prea mă duce. Este. Nu știu. Ori este cel mai tare carton întâlnit vreodată, ori n-am idee. Ba, nu? Cutiile cred că sunt din lemn. Da. Nu, asta nu e carton. Cutiile acestor parfumuri sunt din lemn. Da, bineînțeles, lemn învelit în ceva. Hai să vedem Nero. Ia să-l vedem. Da. Eu nu mai zic nimic. Deci clar nu mai zic nimic. Aceeași prezentare, aceeași sticlă precum Royal Blend, numai că de data aceasta este neagră. Nu știu, dar e divin. Jur e... Na, n-am ce să spun. nu am ce să comentez. Chiar nu am ce să comentez. Bun, haideți să vedem. Extract de parfum Royal Blend Nero, inspirat de Giza Sava. Giza, um, am văzut pe Fragrantica, este acea casă de parfumuri Middle East, Middle Eastern, um, din cuveit, dacă nu mă înșel eu, da? Parfumuri ceva mai uh, high-end, mai de nișă. Și, ca note, în vârf avem uh, bergamotă, nucșoară, curmale și măr, în mijloc scorțișoară, șofran, lemn iar în bază vanilie, benzoină, boabe de tonca și mosc. Și hai să vedem. A, gata. Cum miroase. Am dat două, dar măcar e ultimul. Bun, asta este distanța. Și dacă iubiți hambra... Dacă sunteți fierți sau fierte pe Hamra și din câte mi-aduc eu aminte, Hamra e undeva la 200-200 ceva de lei. Pe când, pe când Royal Blend Nero este 175 de lei fără codul meu de reducere. Însă, doamne, s-a terminat. Aerul din cameră s-a terminat. Bun, bun. Dacă vrei, o hamra mult mai. Um, nu selectă, mult mai atent lucrată. Dacă vrei o hamra la puterea N, pentru că acest Royal Blend Nero nu este ADN-ul lui Hamra și atât, nu. Da, categoric este hamra la puterea N. Um, Este ceva ce mă duce în zona acelei uh, plăcinte cu mere și scorțișoară, însă este acea plăcintă de mere cu scorțișoară servită pe un platou um, pe care de jur împrejur ai pus multe curmale, da? Dar multe! Doamne Dumnezeule! Un ADN total, total unisex. Uh, pentru clubăreți și clubărețe, da? Dacă vreți cel mai wow parfum de clubbing, Royal Blend Nero. Da? Pur și simplu acolo m-a dus, uh, dus cu gândul. Doamne, doamne, doamne! Nu. Ca să știți, da? Și să rămână vorba aceea memorată aici pe YouTube. În momentul în care eu voi termina sticla mea de hamra, Uh, voi continua cu acest Royal Blend Nero. Da? Categoric este cu mult peste hambra. Cu mult, da? Cu mult. Și când spun mult, vorbim aici de intensitate, vorbim de aromă în sine, este cum să spun eu. Este mult mai fin, dar atunci când spun mult mai fin, nu mă refer aici la performanțele sale, da? Pentru că vă jur pur și simplu, toată încăperea în care filmezi se simte acest iz, da? E genul acela de parfum care prin două pufuri ai umplut, ai, ai asf asfisiat <gângânt> toate persoanele din încăperea respectivă, da? ai plăcinta aceea, însă partea aceea gurmandă este oarecum contrabalansată de acordul acesta, de izul acesta de curmale. Adică dacă Hamra ți se pare acel parfum strict pentru vreme rece, Royal Blend Nero s-ar putea să-l vezi mai versatil, da? Cu toate că este mai puternic decât Hamra. Categoric. Deci eu bag mâna în fog. Da. Este sexy, nu are nimic de a face cu sticla, da? Deci nu este. Dacă sticla este neagră, nu vă duceți cu gândul că e genul acela de parfum întunecat, gotic și așa mai departe. Nu, este extrem, extrem de sexy. Dar extrem de sexy. Și exact cum v-am spus, îl văd purtat atât de doamne cât și de domni. Da. Cu siguranță o să fac și un clip tip versus între acest parfum Royal Blend Nero și Hamra al casei Latafa. Da. Da. Oricum. Nu știu. Dar sunt divine pe bune, deci sunt... N-am cuvinte. ce a făcut fragrance world de data aceasta jos pălăria, vorba aceea. Bun, minutul 49, dar totuși am avut 5 parfumuri, da, m-am mișcat mai repede decât de obicei. Spălăm puțin simțul olfactiv, năsucul și recapitulăm parfumurile de astăzi. Bun, începem cu Gold Fame și nu o să iau bloterul, la mai. Foarte, foarte. Genul acela de parfum uh, cremos, fructat, da? Mango se resimte, însă, exact cum v-am spus, rămâne la același nivel. Nu este nici mango-ul acela extrem de dulce, copleșitor, leșinător și așa mai departe, dulce, lipicios. Nu este nici. Uh... Mango verde, ci este acel mango rășinos, da, are un mango oarecum mai serios, da, rășinos, dar categoric, îl văd purtat în orice sezon și categoric poate face parte din um, categoria de parfumuri semnătură, pentru că exact cum v-am spus nu are vârstă, merge. Merge oriunde și oricând. Bun. Revenim la Hibiscus Magic. Da. Acum e și mai. Este floral, fructat, fiind de tot pudrat, da? Pielea s-a domolit. Ești în aceeași imagine pe care v-am zugrăvit-o, în același film cu aceeași cămașă pe care ai pulverizat. Delina Exclusiv și Angel Nova cu o zi în urmă, însă ai dat jacheta de piele jos de pe tine da? și ai pus-o pe spătarul scaunului și ești în aceeași ceinărie. Dar foarte... Nu știu de ce... Chiar dacă eu vin și vă spun că este ca și cum mai face layering între ADN-ul de, linea, ADN de linea exclusiv și ADN-ul lui Angel Nova, probabil datorită notei acelea de piele, este ceva ce mă duce cu gândul, mă face de fapt să duc acest parfum în zona aceea de parfumuri pentru o fem fatal. Da? Are acel ceva. Este și senzual, este și sexy și te duce și cu gândul la ceva obraznic totodată. Dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Uh, ce aveam? Aveam Ghost Spectra. Ia să vedem. <laughs> aș putea trăi toată viața. Nu știu. Uh, van, genul acesta de vanilie, da? Din uh, profilul olfactiv al lui Ani de la Nishane este vanilia mea preferată. Ca să îmi înțelegeți entuziasmul și extazul, da? Deci da, aș putea trăi toată viața dacă ar fi să aleg o vanilie cu această vanilie. Da? Este divin și în dry down, da, este um, mult mai natural redat, mult mai natural lucrat față de nașit de la Latafa. Dar, exact cum v-am spus, facem și clip tip versus cu acesta și celălalt casei Latafa dar categoric, da. Știu că este, de fapt, acesta a fost din toate cele prezentate de mine astăzi, o idee mai scumpuț, da? 250 de lei fără roș 25, însă, dacă iubiți ADN-ul lui Ani Nișane, da, își merită până la ultimul leu. Își merită până la ultimul leu. L-au lucrat extrem, extrem de bine extrem de bine. Mergem acum către Royal Blend. Ia să vedem că l-aveam aici. Da, da, pune și pe blotter. Ia să vedem unde îl dădusem. Aici l-am dat. Da, da. Categoric și aici mențin părerea și anume este cea mai Fain, lucrată variantă sau inspirație de Killian Angel Share. Cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. Da. Da. Uh, foarte la subiect și foarte bine v-am explicat. Da, da. Bun. <laughs> ne întoarcem la Royal Blend Nero și da. da. Dacă ar fi să aleg din toate aceste 5 parfumuri, două, pentru că decât unul nu pot alege, aș merge cu ele două. Uh, o să spuneți, da, sunt ADN-uri exagerat de puternice și așa mai departe. Voi, dacă sunteți aici pe canalul meu de ceva timp, da, știți că mie îmi plac parfumurile mai in your face. Da? Și, uh, și parfumuri in your face, dar totodată, cum să zic eu, nu neapărat întunecate. Uh, hai să spunem uh, unisex mai degrabă, da? Pentru că ambele sunt 100% unisex, în opinia mea. Eu pe ambele uh, le văd purtate și de soțul meu, da? Fără nicio diferență. Și dacă ar fi să aleg două, rezumându-mă strict la faptul că suntem în anotimpul primăverii și urmează vara, le-aș alege pe dânsele. Acesta, Gold Fame, ar fi alegerea mea pentru zi, iar Hibiscus Magic, cu siguranță, ar fi acel parfum de seară. Da? Asta nu înseamnă că nu mi place de nenea, dar am zis că deja v-am spus de fapt, da, um, locul întâi este Royal Blend, iar pe locul 2, Rogue Heavenly Essence. Foarte, foarte fain și foarte puternice, da, de deci se cunoaște treaba că e extract, nu au scris ei uh, la mișto. Bun. O oră, tot, am ajuns într-o oră, dar asta e, îmi place să vorbesc mult. Dacă <laughs> dacă ați pus mâna pe ceva din noutățile Fragrance World, lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii. Dacă ați rămas cu mine până momentul de față, să rămână din suflet. Dacă nu v-ați abonat, nu uitați să o faceți. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip? Dacă nu, nu știu, poate la fel și la dumneavoastră ați pus mâna pe ceva din ele. Spuneți-mi și mie, povestiți-mi și mie ce experiențe aveți cu ele și dacă nu, lăsați-mi un emoticon. Da? Ca de obicei, în bara de anunțuri veți avea link către contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și, nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Frag Family și pentru fiecare din aceste parfumuri. Și, ca de obicei, codul meu roj 25 este valabil și pentru uh, Dubai Collection EU, da? Site-ul care livrează și în afara României. Detaliile le veți avea în bara de descrieri, dar și pentru site-ul Arabian Scent. Da? La fel, detaliile în baza, în baza, în bara de descrieri. Bun. Până data viitoare, vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!